Primarul municipiului Constanța, Virgil Chițac, a semnat recent la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației contractul de finanțare pentru construirea Bulevardului Madrid prin Programul Național de Investiții Angel Saligny. Noua artere rutieră va face legătura între strada Amsterdam și Bulevardul Aurel Vlaicu. Mulți locuitori s-au mutat în zona aceea și, din păcate, dezvoltarea asta imobiliară nu a fost acompaniată și de proiecte de infrastructură de transport ca să fluidizeze circulația. Prin urmare, în momentul de față, și în special vara, există o aglomerație foarte mare și ambuteiaje la intrarea în Constanța pe relația Ovidiu, Bulevardul Tomis, intersecția cu Bulevardul Aurel Vlaicu, bineînțeles în special în orele de dimineață, când lumea merge la servici, copiii merg la școală, și după amiază, când se întâmplă fluxul invers. Noi am gândit trei proiecte mari pentru zona aceasta, pentru, repet, pentru a fluidiza, pentru a decongestiona circulația. Acesta este unul dintre ele, dar trebuie să vorbim și de pasajul pe care îl vom face tot finanțat de Ministerul Dezvoltării, și este un pasaj Bulevardul Tomis peste Bulevardul Aurel Vlaicu, de așa manieră încât cele două bulevarde să nu se mai întâlnească. Și de asemenea, în afară de Bulevardul Madrid, despre care vorbim, vorbim de drumul DC89, care face legătura între Bulevardul Tomis și A4, autostrada A4, care este un soi de centură, dacă vreți, a Constanței. Câteva elemente distinctive. E un efort financiar important, pentru că, așa cum a rezultat în urma proiectului, Bulevardul Madrid va costa cam 20 de milioane de euro, din care 8 milioane de euro sunt finanțate de Ministerul Dezvoltării și restul vin din bugetul local. Este un proiect complex, pentru că vorbim aici de iluminat, dincolo de asfaltări, vorbim de iluminat, vorbim de piste pentru bicicliști, vorbim de două podețe, vorbim de 5 sensuri giratorii. Lungimea totală a bulevardului va fi de aproximativ 3 km și va avea 4 benzi de circulație, câte 2 benzi pe fiecare sens. Termenul de finalizare este de 24 de luni, de la data semnării contractului de finanțare.